Bun găsit, prieteni, la cea de-a doua ediție a emisiunii de dezbateri electorale Alege Bine. Emisiune dedicată de această dată candidaților pentru Senatul României în Colegiul Senatorial numărul 2, Târgu Frumos, Podu-Iloae. Este vorba despre domnul Traian Dobre, candidat PPDD pentru Senatul României. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, stimați telespectatori, și mulțumesc TV Bit Pașcan pentru această inițiativă și pentru invitația făcută, pentru că prin televiziune dumneavoastră ne puteți cunoaște aspirațiile foarte bine și veți putea alege în cunoștință de cauză. Domnul Sorin Lazar, candidat USL pentru Senatul României în Colegiul numărul 2. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Nu este prima dată când sunt la acest post și chiar mă bucur să pot fi și astăzi împreună cu toți cei care ne urmăresc. Și nu în ultimul rând, domnul Constantin Fătu, candidatul ARD pentru Senatul României în Colegiul numărul 2. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră, bine am găsit telespectatorii postului de televiziune TV Bit. Mă bucur că sunt la acest post care are o cuprindere largă în rândul populației din Colegiul 2 Senatorial. Cei trei invitați vor avea la dispoziție fiecare câte 20 de minute pentru a se prezenta și pentru a vorbi despre proiectele lor politice, câte 5 minute pentru fiecare dintre cele 4 teme care vor fi discutate în această seară. Așadar, începem emisiunea din această seară cu prima temă, și anume prezentarea generală a candidatului și motivele pentru care invitații mei candidează pentru Senatul României. Domnul Dobre, vă rog. Da, încă o dată vă mulțumesc, vă spun bună seara, stimați telespectatori. Revin întotdeauna cu multă plăcere la Pașcani, pentru că, de ce să nu recunosc, Pașcani este un oraș în care, datorită relațiilor pe care le am, și în primul rând cu bunul meu prieten Nicolae Rățoi, fost sau primar de o viață, și nu numai cu el, ci și cu ceilalți, de ce nu, cu Rusul Leonard și cu mulți, mulți alții. Sunt unul din oamenii care v-am vizitat orașul de foarte multe ori, care am avut și câteva contribuții, în special la formarea structurilor PSD prin anii 96, când totul era într-o formă firavă din punct de vedere organizator. Bun, acum candidez din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu, partid care mi-a oferit această șansă de a candida pe acest colegiu. Este foarte adevărat că activitatea în pe acest teritoriu nu a fost o activitate continuă. Am activat în acest colegiu, ca și în întreg județul, prin acea caravană medicală de excepție, lucru la care eu țin foarte, foarte mult, este un obiectiv de suflet al meu, caravană prin care, cu ajutorul căreia, cu cei cam 6-8 medici în fiecare duminică care mergeam împreună, cu juriștii, cu psihologii, care aveam după mine, am putut da peste 55.000 de consultații medicale la nivelul întregului județ și, de ce nu, am salvat 28 de vieți. Nu eu, medicii cu care eram, au salvat 28 de vieți omenești. Mi-aduc aminte un caz, eram la Moțca, în fața primăriei, un om, nu în vârstă, un om în puterea vârstei, aș putea spune, slab, firav, în pijama, a venit pentru că se simțea rău. Medicii cu care eram au constatat că avea o glicemie, atenție, mulți o să spună că vorbesc prostii, de 600. Este, domn profesor Fătu deja a dat așa, a spus, eu știu, mai trăia. Așa s-au mirat și medicii cu care eram în echipă. Am sunat-o imediat pe doamna profesor universitar, doctor Mariana Graur, am chemat salvarea, l-a dus la internat și a fost un om salvat. Sau la Ion Niculce, am văzut pentru prima dată în viața mea un picior în putrefacție. Primarul de atunci, care după ce ne-am cunoscut mai bine și a cerut scuze, pentru că făcusem caravana medicală într-un cort, el nevrând să ne asigure condiții de cazare, am spus, băi, nu ne dai tu cazare, dar cort pun la marginea satului și scriu acolo, cort instalat împotriva voinței primarului. Nu-i dau numele, că povestea e veche. Un om cu un picior în stare de putrefacție. Bineînțeles, am vorbit la Iași, pentru că mă bucur de acest privilegiu de a avea foarte mulți prieteni medici,
medici pe care îi cunosc de foarte mulți ani, pentru că principiile mele în viață dintotdeauna a fost să ajut învățământul, sănătatea și, de ce nu, organele statului, pentru că fără ordine și disciplină nu se poate face nimic. Deci, cu ajutorul prietenilor, și acel om a fost salvat. E adevărat, fără acel picior care nu mai avea nicio șansă, dar a rămas în viață. Deci, în acest mod, am trecut prin cel puțin de 2-3 ori, prin fiecare localitate. Probabil, mulți dintre dumneavoastră și aduc aminte. Dar cel mai important pentru mine reprezintă acele legi pe care le-am făcut. Am foarte multe legi, sincer să fiu, nu le știu numărul, în 3 mandate de deputat am avut timp să fac suficiente legi, dar unele vor dăinui cât va exista Parlamentul României. Deci legea jurământului deputaților și senatorilor față de patrie și popor este o lege care va exista. Am ținut neapărat la această lege, că de multe ori, în spatele zâmbetelor și bunelor intenții, vedeam oameni care doreau o sfârtecare a țării, vedeam oameni care nici de cum pe acea față zâmbitoare ascundea în spatele ei cele mai mărșave intenții. Și atunci am spus, mă, măcar să-i văd jurând la televizor în fața dumneavoastră că are grijă de acest neam și de poporul lui, din care face parte, că mulți erau și de alte naționalități. Dar asta e cu tot o altă poveste. Bun, concluzionând, în 30 de secunde, care ar fi motivele pentru care... Poftiți? Care ar fi motivele pentru care candidați? Da, am meditat vreo 3-4 luni dacă mai candidez, pentru că clasa politică mie nu-mi place. Pentru că nu este pentru dumneavoastră, nu este pentru popor, clasa politică este pentru ea. Sunt și excepții. Dar dacă ar fi după mine, 90% din ea așa eradicau, pur și simplu, și dacă aș fi și eu acel 10%, m-aș ridica și pe mine numai pentru să salvez țara. Am stat mult în cumpănă, sufletul mi-a spus să nu cedez, că sunt și oameni care trebuie să lupte din interior, nu din exterior, că din exterior n-ai nicio putere, lupta o poți duce din interior, sau să-mi văd de treburile mele, să mă simt bine, mulțumesc și să n-am. Și atunci am ales cu sufletul, pentru dumneavoastră. Bun, vă mulțumesc, domnule Lazar, vă rog. Încă o dată, bună seara și mulțumesc pentru această invitație. Eu, cumva, având o structură inginerească, am să caut să fiu un pic mai structurat, mai așezat. Cei care mă știu, ca Sorin Lazar, nu Sorin Constantin Lazar, nu că aș fugi de numele Constantin, înainte de 21 mai, când avem o onomastică acestei zile și n-aș vrea să primesc musafir, și reprezint acest colegiu, 2, în Parlamentul României de aproape 4 ani. Această arundare a numărului 2 în dreptul colegiului senatorial este cam seacă. Aș face o mențiune, să vedem limitele acesteia. Avem Stolnicem Prăjescu, avem un Hărmănești, avem Ruginoasa. Pe altă laterală, Prechiteni, Oțelen, Mădârjac, Dumești, apoi partea de nord, Ropțița, Focuri, Ceplenița. Sunt comunități foarte eterogene, cu problematici diferite, cu primari diferiți, de culori politice diferite. Întotdeauna am fost și voi rămâne un partener al acestor comunități locale reprezentate prin primare și consiliile locale pe care ei le conduc. Am o experiență de 16 ani în administrație publică, din care 12 i-am făcut ca primar al comunei Strunga. În 1996, când am fost ales din primul tur, cu un scor decisiv, aveam 30 de ani și eram, bănuiesc, la acel moment cel mai tânăr primar din județul Iași. Misiunea care mi-a fost așezată în față nu a fost simplă, însă, făcându-mi o echipă bună, am căutat ca în cele 3 mandate, aproape 4 pe care le-am petrecut ca primar al comunei Strunga, să mă apropii de problemele cetățenilor și să le punctez, să le rezolv. În momentul în care am fost nominalizat la Senatul României, acum 4 ani de zile, eram primar în funcție și m-am simțit foarte onorat. Colegii mei primari, nu doar din colegiul pe care urma să-l reprezint, ci chiar și din județ, au fost chiar bucuroși și m-au susținut. Este drept, am frustrările unui mandat în care nu am reușit să fac toate cele, dar nu asta este problema din această seară. Am înțeles cum merge mecanismul.
de legiferare, care sunt pârghiile și puterile unui parlamentar și speța unui senator. Acest lucru l-au înțeles și colegii mei primari. De aceea, experiența pe care am căpătat-o după primărie, să zicem în politica mare de la București, poate mă recomandă în continuare să-mi duc proiectele începute la îndeplinire. Fac o mențiune foarte simplă. Cetățenii să decidă dacă este bine sau nu. Sunt singurul parlamentar din Iași și candidat în continuare la Senatul României, care locuiește efectiv în mediul rural. Toți cei care mă cunosc știu că locuiesc în comuna Strunga, în satul Fărcășeni. Și chiar mă bucur să fiu alături de acei oameni care efectiv reprezintă o valoare mare pentru satul românesc. Atunci când pleci în viață publică, am învățat acest lucru, lumea trebuie să te cunoască, să știe cine ești. Eu, Sorin Lazar, sunt căsătorit, la fel ca foarte mulți dintre dumneavoastră, și am doi copii. Faptul că naveta aceasta de București mă face să fiu de luni până joi la treburile țării la București, nu m-a încurcat sau nu mi-a fost o piedică în a-mi face cu responsabilitate treburile ca părinte în casă, băiatul fiind un student și fata în clasa a 10-a. Bineînțeles, doresc să candidez în continuare, așa cum spuneam mai înainte, pentru a-mi continua proiectele pe care le-am început. Și unul dintre ele se referă foarte mult la respectarea și la consultarea comunităților publice, comunităților locale, atunci când deciziile, când legile urmează să afecteze viața acestora. Am făcut parte în acești 4 ani din Comisia de Administrație Publică, Organizarea Teritoriului și Mediu. Iar în toate deciziile pe care le-am luat prin vot până la urmă, în cadrul acestei comisii, le-am făcut gândindu-mă la consultarea pe care cei care doreau să modifice anumite legi, cadrul normativ în ansamblu, dacă cei care doreau să facă acest lucru au consultat structurile asociative, fie de primar de comună, fie de primar de municipii, fie de asociației președinților de consilii județene. Și țin să spun, în ultimele săptămâni, înainte de a veni în campanie electorală, chiar am avut la comisie o propunere legislativă care viza acele proiecte de pe Natura 2000, deci ariile protejate, unde inițiatorii ar fi vrut să instituie arii protejate în diverse zone ale țării, fără a consulta comunitățile locale. Ori acest lucru mi se pare normal, iar votul meu, din cele 11, a cântărit suficient de tare, 6 la 5 această propunere legislativă nu a trecut. Bun, vă mulțumesc. Domnule Fătu, vă rog. Bună seara și vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație. Bună seara telespectatorilor. După cum este prezentarea aici în programul emisiunii, eu sunt Constantin Fătu, profesor universitar de medicină, medic primar ginecolog. În activitatea mea medicală, că despre asta vreau să vorbesc întâi, eu am salvat foarte multe vieți direct. Bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu toate, pentru că doctorul numai face ce spune Dumnezeu. Nu poate să dea zile. Niciodată nu avem dreptul să spunem că i-am dat zile cutărui bolnav sau cutărei unei femei bolnave. Sunt absolvent a 2 facultăți, a Facultății de Medicină cu media 10 și a Facultății de Drept, tot cu media 10, înainte de 1989, deci în niște condiții normale de educație, pentru că, din nefericire pentru noi, sistemul educațional din România a scăzut vertiginos în ultimii 22 de ani. Motivele pentru care candidez eu la Parlamentul României sunt simple. Mie nu-mi place cum arată județul deloc. Adică cei 22 de ani de politică care s-au dus în România au fost ani de sărăcie, de nevoie și necazuri. Cunosc toate localitățile din colegiul în care candidez și vreau să vă spun, stimați telespectatori și stimați competitori, că tuturor ar trebui să ne fie un pic jen așa când solicităm din nou un lucru. Eu n-am mai fost parlamentar, sunt un candidat nou,
Alianța pe care o reprezint are 70%, 75% candidați noi pentru prima dată în Parlamentul României. Deci nu că n-am candidat, nu am fost în Parlamentul României, fac o precizare foarte clară. Activitatea sanitară din județ este deplorabilă din multe puncte de vedere și sunt foarte mulți oameni cu necazul în spate. Este rușinos pentru noi, ca politicieni de toate tipurile, din toate areile politice, să nu ne gândim și la acest aspect cu care se confruntă fiecare cetățean, fiecare om în parte. Sigur, sunt excepțiile care nu întăresc regula nici într-un caz, când sunt și oameni care, bine, beneficiază și de un sistem de sănătate lăsat de la Dumnezeu mai bun și poate care n-au nevoie de atât de multă asistență medicală. Acestea sunt motivele care mă determină să candidez în Parlamentul României. În altă ordine de idei, alianța pe care o reprezint are ochii îndreptați spre Europa. Și sunt îndreptați foarte bine spre Europa. Nu se poate la un moment dat ca țările cu civilizație înaintată, la care noi, cetățenii din colegiul, pe care, repet, îl știu foarte bine, am bătut cu piciorul toate localitățile colegiului, nu se poate să nu ne gândim că șaii noștri merită un trai mai decent din toate punctele de vedere. Noi nu avem drumuri corespunzătoare, noi nu avem canalizare corespunzătoare, noi nu avem aducțiune cu apă corespunzătoare, noi nu avem școli corespunzătoare. La noi și la ora actuală, în școlile din colegiile noastre, unele școli din colegiile noastre, toaleta este undeva în afara spațiului de educație. Și, bineînțeles, sunt și alte motive care cred că vor determina cetățenii din colegiul nostru să schimbe optica, să aleagă calea dreaptă, pentru că pe calea dreaptă a mers și Iisus Hristos și a suferit, pe calea dreaptă au mers și alte națiuni și s-a văzut că această cale este mai bună decât calea stângă. Bun, vă mulțumesc. Haideți să trecem la cel de-al doilea subiect din această emisiune. Haideți, vă invit să discutăm despre proiectele dumneavoastră politice, despre proiectele politice ale formațiunilor pe care dumneavoastră le reprezentați și dacă aveți, doriți un drept la replică, o puteți face în timpii dumneavoastră. Vă rog, domnul doctor. Da, drept la replică nu ajută la nimic. La urma urmei, dumneavoastră, stimați telespectatori, sunteți oameni care apreciați. Doar vreau să vă spun că, pentru că n-am reușit să mă prezint, sunt inginer, sunt economist, sunt doctor în management. Printre altele, sunt director din 1984, am condus dintotdeauna oameni. Și cu asta trec la această întrebare. Pentru că nu poți să fii un șef când în viața ta n-ai condus nici măcar doi oameni. E cu totul altceva. Am apreciat modestia domnului Lazar, în care, pe bună dreptate, și apreciez lucrul acesta, a spus că în acești 4 ani am învățat care sunt structurile în conducere. Este un lucru extraordinar. Pentru că în viață, ca să faci ceva, trebuie să știi. Să poți, să ai capacitatea și să vrei. Din fericire pentru mine, am știința, pentru că eu cunosc toate structurile Parlamentului și din fericire pentru mine și pentru dumneavoastră, dacă voi fi ales, cunosc aproape toți oamenii politici. 2. Am dorința de a face, și acesta este mai sus, mai presus de orice, și 3. Sub formă de glumă vă spun, la 35 de ani ai mei, am toată forța necesară pentru a face aceste lucruri. Sunt niște, bineînțeles că ultima a fost o glumă, dar mă simt ca la 35 de ani, n-am nicio problemă. Deci cu aceste argumente, ceea ce vă pot spune este că Partidul Poporului, partid care s-a născut și, dacă vreți, cuprinde marea majoritate a populației nemulțumite și cum țara are peste, sau cel puțin zona asta, mai mult de o treime de oameni sub pragul sărăciei, deci reprezintă o forță, pentru că nu putem spune pentru o perioadă de criză
când niște oameni ne conduc și ne scade nivelul de trai, pentru că anul ăsta ajungem la 7% inflație și n-a mărit nimeni nici salariile, nici pensiile, nici măcar cu nu știu cât, așa, că ne conduc bine. Și atunci e nevoie de alți oameni care să vină la conducere. Numai că acei oameni, încă o dată repet, trebuie să știe, să vrea și să poată. Sunt trei condiții fără de care nu se poate face nimic. Pentru că vremea încercărilor, vreau să fiu și eu parlamentar, să văd și eu cum este, să-mi adaug încă un titlu de palmares la opera mea, n-are niciun fel de valoare pentru dumneavoastră, stimați telespectatori. Partidul Poporului și-a fixat, dacă vreți, nu un decalog, ci un centalog, sau cum aș putea să-l denumesc, 100 de porunci, spun eu, dintre care aproape 60 sunt absolut reale și absolut necesare, cu posibilitatea de a le face. Aproximativ 30 sunt perspective destul de îndepărtate, iar 10 mai trebuie canalizate și așezate pe niște parametri normali. Dacă s-ar face aceste lucruri și s-aș ajunge la normalitate, lucrurile pentru România ar fi foarte bune. Dar din ceea ce este astăzi, eu nu vreau să fiu aducătorul de vești rele, că general se taie capul. Anul care vine va fi un an de nou de recesiune. S-a mers pe niște prognoze de economice, de creștere economică. Au fost doar dorințe, pentru că anul ăsta nu știm dacă vom avea ceva peste zero creștere economică. La urma urmei, zicem, bă, dar proste să ne menținem pe linia asta, dacă un -7 inflație, vă dați seama care e creșterea economică. Problema fundamentală este că datoria externă a ajuns la 35% din PIB. Iar pe inflație de 7% și majoritatea creditelor, atât pentru agenții economici, cât și pentru persoane fizice, 70% sunt în valută, vă dați seama că devine deja o problemă extraordinară pentru populație. Iar ceea ce este mult mai tragic pentru noi, dacă nu suntem capabili să realizăm o creștere economică de 4%, nu putem să ne acoperim datoriile ca să le plătim. Iar anul viitor, și anul ăsta încă începe scadența. Am luat în 89 20 de miliarde de euro, o primă tranșă de la FMI, bani pentru pe care, în loc să-i cheltuim pentru investiții, pentru crearea de locuri de muncă, pentru încurajarea economiei reale, i-am cheltuit cum i-am cheltuit. Fără discuție, statul trebuie să asigure o anumită protecție socială. Dar această protecție socială trebuie să are și putința în spate. Am văzut programul PSD-ului. Este uluitor. Este excepțional. Dar nu spune o vorbă de surse, de resurse. Bineînțeles că e normal ca să reduc TVA-ul, dar cu ce înlocuiești la bugetul de stat? Mai de unde da pensii și salarii la bugetari? Și tot așa, sunt o serie întreagă de lucruri care n-au suportul material. Sunt lucruri care n-au suportul material nici în programul, în cele 100 de porunci, este adevărat. Dar sunt lucruri care trebuie făcute și trebuie începute. La urma urmei, Partidul Poporului este și un partid, dacă vreți, haiducesc. O să se ia de la bogați și o să dea la săraci. Dar asta nu înseamnă că nu o să se încurajeze dezvoltarea reală a economiei reale prin încurajarea, în primul rând, a întreprinderilor private mici și mijlocii. Și prima poruncă în acel centaloc, ca să-l definesc așa, este încurajarea întreprinderilor private și mijlocii prin acordarea de credite celor care încep aceste lucruri. O să spune cineva, de unde aveți bani? Păi o să dau prima dată la un număr redus cât am să pot, în loc să îi cheltuiesc ca iurea să-i mănânc, îi dau pentru dezvoltare economică, pentru că un salt uriaș nu se poate face de la o zi la alta. Va fi o muncă decisiv, iar munca e noastră tuturor. Fără muncă nu putem trăi mai bine. Pentru că acești bani trebuie restituiți. Și mai e o problemă. Este drept și este corect ca noi, cei care ne vedeți acum, să mâncăm din banii nepoților noștri? Pentru că deja copiii am amanetat. Copiii noștri sunt amanetați în datorii.
Deci va trebui să facem un efort comun. Și când o să mai am o intervenție, o să vă spun că eu partidul cu tare vreau cu tare, eu partidul cu tare vreau cu tare, eu partidul cu tare vreau cu tare, este o utopie și o mare, o mare, după mine o spun direct, o mare porcărie. Ar trebui făcută o Uniune Națională cu măsuri luate de specialiști care știu carte, cu măsuri de redresare ferme, nu în așa, în așa fel încât toată clasa politică și toți care conduc să poată fi îngropați cu toții dacă nu sunt în stare să scoată România. Așa a condus unul, a luat niște măsuri de austeritate, e adevărat, le-a luat strâmb. Vine altul, critică. După asta a intrat dihonia politică, iar dihonia politică ne-a costat enorm. Dar pentru asta, când faceți semn, am să revin. Bun, vă mulțumesc, domnul Lazar. 7 minute, la fel ca și domnul Domnule. Vă rog. Deci, nu mă pot abține, dar aș avea o întrebare, poate retorică, la acest moment. Cum am un nume fac să iau de la bogați, să dau la săraci? Da, vă și răspund. Probabil luat de la bogați trecând pe coturile Dan de Aconescu. Nu, vă și răspund. Este o metaforă. Este o metaforă. O formă de o metaforă. Luați-o ca atare. E o legiferare, un fel, legiferare principiului lui Robin Hood, ca să spunem. Nu, luați-o ca o metaforă. De asemenea, aceste, deci pe dreptul la replică, o să consum da, nu foarte mult. Și ca să fim clari, prin legislație se poate lua, nu ne așteptăm la margine de control. Am făcut o metaforă. Mă scuzați dacă n-ați înțeles. Acele plăți pe care noi le avem de făcut anul viitor, în sume foarte mari, de unde provin? Din angajarea acestei țări de către toate guvernele pe care le-am avut. Băsescu, Liniuță, Boc, 1, 2, 2 și un sfert, până la Mihai Răzvan și Ungureanu, nu? Din câte știu eu, domnul profesor, în stânga mea, domnul profesor Fătu, face parte dintr-o alianță în care și PDL-ul face parte. Nu? Nu trebuie să ne mirăm că anul viitor avem de plătit, pentru că am știut acest lucru încă din momentul în care, la mod discreționar, țara a fost angajată în cheltuieli, poate și nejustificate. Totodată. Pentru a încheia cu aceste discuții față în față cu cele la care m-ați provocat, îmi propun pe mandatul viitor să fiu același partener pentru administrațiile publice locale. Știm cu toții că administrații publice locale, în speță cele rurale, nu au capacitate administrativă suficientă pentru a rezolva toate problemele pe care vrea să le rezolve și pentru care cetățenii și-au pus încrederea în conducerea pe care o promovează de tot de 4-4 ani. De ce anume nu se poate face lucrul ăsta? Pentru că am blocat posturile. Pentru căutând a face o economie de bani. Dar odată cu economia de bani am început să avem și o lipsă de profit social. Eu sunt de acord, am fost primar 12 ani de zile, niciodată nu m-am uitat la cât, poate cât de mulți bani se pot cheltui dacă știu că în partea cealaltă găsesc un profit social pe măsură și lumea mea e mulțumită, poate dacă trăiești un pic mai bine, poate trăiești și un pic mai mult. Ori scopul meu, ca partener al administrațiilor publice locale, acesta este. Să-i îndrum atunci când simt și cer ajutorul spre acele soluții care cad mănușă pentru ele. De asemenea, în tot mediul rural avem o sumedenie de mici agricultori care practică o agricultură de subzistență. Pe 6 metri, pe 7 metri, pe 15 metri lățime. Lucrând aceleași terenuri, deal, vale, ani și ani și ani la dealul. În mod normal, nu poți obține acolo performanță. Și aici se poate găsi o soluție. Prin asociere, prin îndepărtarea fricii, că dacă am un administrator de asociație agricolă, acel administrator va face ca pe vremea aceea APL-ului, îmi va lua din profit și nu va împărți cu mine cele cuvenite. De asemenea, avem peste tot, numai în mediul rural și în cele două orașe ale colegiului, și anume Târgu Frumos și Poduilaia, avem mulți întreprinzători mici, întreprinderi familiale, care asigură viața de zi cu zi a 1, 2, 3 angajați. Și aceștia trebuie stimulați. Ei vor deveni clasa de mijloc. Ei reprezintă stabilitatea oricărei societăți. Dacă un angajat din acesta mic dă de mâncare, să spun așa, la modul plastic, la 2-3 oameni, înseamnă că am 2-3 oameni care își rezolvă problemele acasă, am 2-3 oameni care nu stau cu mâna întinsă la primărie, punând presiune pe primarul de acolo, punând presiune pe resursele bugetare ale acelei comunități. Am văzut în acești 4 ani cum o guvernare, nu pe placul meu, a votat la mod discreționar și prin angajarea răspundere de multe ori, tăierea de pensii și salarii. Fără a se uita, fără a avea curaj să se uite în ochii
celor care erau oropsiți în felul acesta. Haideți să vorbim cu mâna pe suflet, să recunoaștem. Au fost greșeli făcute. Și eu am făcut greșeli. Și PDL-ul a făcut greșeli. Și pe PDD-ul sau cum s-au mai fi chemat și alții au făcut greșeli. Haideți să nu ne ascundem după deget că suntem cei mai curați de pe lume. Nu. Toți avem greșelile noastre, dar important este am învățat ceva din aceste greșeli sau mergem în Parlament pentru a le perpetua și fără a învăța nimic din ele. De asemenea, configurația mea inginerească, ca să spun cumva, nu mă poate face să stau la birou. Decât atunci când îmi citesc mail-urile sau îmi citesc corespondența. Și în acești 4 ani de zile, în cele puține zile pe care le am în comunitățile din Colegiul 2, în speță joi, vineri, sâmbătă, biroul meu a fost în piață. Și în piața de la Hălăucești, și în piața de la Târgu Frumos, și în piața de la Bodruilaie și altele asemenea. Oamenii m-au învățat și pun întrebarea. Domnul Lazar, ce faci pentru noi? Este greu să răspunzi atunci când ai o soluție, dar nu ți-o poți promova, nu poți să acea masă critică în jurul tău pentru a obține votul, cvorumul necesar de vot pentru a promova un anumit cadru normativ. Ori, în anii acestea, să știți că am învățat să fac acele compromisuri care, dacă în prima fază pot părea dezavantaje, cumulate până la sfârșit, duc la un lucru bun pentru cetățeni. Ori eu, Lazar Sorin, întotdeauna în activitatea parlamentară pe care am făcut-o și la Comisia de Administrație și la Comisia pentru Drepturile Omului și ca parlamentar de referință pentru problema copiilor abuzați sexual în campania de pe lângă Consiliul Europei, am fost atent și am învățat foarte multe. Cred că ar fi păcat ca această experiență cuantificată până la acest moment să nu poată fi valorificată în continuare. Nu are nimeni soluția fericirii veșnice, dar în momentul în care gândești pozitiv, este imposibil să nu obții și rezultate pe măsură. Bun, vă mulțumesc, doamne Fătu, vă rog. Eu am ascultat pe cei doi interlocutori și competitori în Colegiul Senatorial numărul 2 și aș vrea să adaug că țara este într-o degringoladă și într-o dezorganizare încă din 1990. De 22 de ani de zile, noi am ascultat fiecare candidat la urmă, nu numai din colegiul nostru senatorial, din toate colegiile din țară la un moment dat, au promis marea cu sarea, dar n-au făcut absolut nimic. Totul a fost în interes strict personal. Asta este o concluzie pe care am tras-o din observațiile pe care le-am făcut, fiind un cetățean de rând, așa cum sunteți și dumneavoastră și cum sunt și concetățenii noștri cărora le cerem votul la ora actuală. De-a lungul timpului am informație că, de exemplu, în perioada 96-2000, țara a fost lăsată în perioada 90-96 cu vreo 11 miliarde de dolari, cum era atunci, datorii. Aceste datorii au fost achitate de Convenția Democrată la timpul respectiv și s-a lăsat în bugetul țării, mă rog, eu am informații de la politicienii timpului respectiv. Eu nu am stat în anale să le studiez cu oamenii. Datele statistice sunt. Datele statistice sunt. Da. Și pentru că când au ieșit de la guvernare, au lăsat încă 9 miliarde de dolari. Vă rog frumos, încă 9 miliarde au lăsat excedent bugetar, 9 miliarde de dolari, care s-au cheltuit în perioada 2004-2004. Acum a dat vina totdeauna pe predecesori este ușor. Noi dăm vina că ce s-a întâmplat înainte de 89 și că greaua moștenire care am distrus-o în totalitate, că nu era atât de grea, că aveam o industrie competitivă și pe care noi, cu mână proprie, cu votul nostru în Parlamentul României, cu executivele care au fost tot timpul pe val și au condus România asta spre tragica situație în care ne găsim acum, sigur că da, dăm vina. Acum dăm vina pe guvernul Boc 1, Boc 2, Boc 3, Boc Ungureanu, Boc și nu știu mai care. Băsescu, capul tuturor răutăților. Dar la momentul când a fost Congresul Partidului Popular European, unde a participat lumea cea bună a Europei, și nu ne referim la adunarea aceea mare chimersenistă, dar la momentul ăla, acolo oamenii au fost
de o decență și, așa cum i-am ascultat în sfârșit pe fiecare dintre interlocutori, toți vorbeau frumos despre guvernarea, sau mă rog, despre președintele Băsescu, și nu scot în evidență pe președintele Băsescu. Eu acum, că nu e misiunea mea asta pentru care am venit aici la întâlnirile cu dumneavoastră, dar România, acolo trebuie să meargă. Sigur că a venit scadența acestor datorii pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, pentru că au fost nevoi sociale care trebuiau rezolvate, pentru că au fost nevoi educaționale care trebuiau rezolvate, nevoile și multiple nevoi. Nu s-a făcut mare lucru, dar nu s-a făcut mare lucru din 1990 și până la ora actuală. Noi acum ne tot chinuim să dezvoltăm industrii pe care le-am avut. Industrii competitive. Vom face, și într-adevăr în programul ARD-ului este dezvoltarea prin investiții străine. Iașiul, din păcate, și colegiul nostru, din păcate, nu are niciun investitor străin. Nu are. Are niște arabi care au cumpărat acolo industria din zona industrială. Nu mai are importanță sub ce guvernare, dar eu știu și nu fac nomina odiosul. Dar au cumpărat niște arabi, au transformat în fier vechi, totul este la pământ, vândut fierul vechi și scos banii cu care s-au făcut privatizările și la revedere. Și acum ne văităm, toți ne văităm că vai ce greu ne este. Agricultura care era organizată cât de cât bine, nu ce apeurile, nu subscriu la punctul de vedere al domnului inginer Sorin Lazar. Deci, agricultura noastră era bine pusă la punct. Ce era mare lucru să ne păstrăm irigațiile? Am scos irigațiile și le-am trimis la fier vechi. Acum dorim să facem irigații din nou, pentru că vorba unui tânăr, fost student de-al meu, domn profesor, dumneavoastră, așteptați-mă la Dumnezeu apa. Nu se poate așa ceva. Am avut un sistem de irigație care era bine pus la punct. Trebuia să-l speculăm în așa fel încât țăranul român să aibă ce să mănânce și să pună pe masă. Apoi, este foarte bine să facem și asociații de-astea multilatifundiare de câte mii de hectare, unde ne ducem oameni buni, cu concesionări și răzconcesionări. Vreau să vă spun, și omului de rând îi se dă foarte puțin, extrem de puțin. Dar de ce n-am face noi niște microasociații familiare în localitățile unde ne ducem și cerem votul mâine, poimine, de 50 de hectare de pământ? Și acolo să concesionăm tractoare de pe piața, mă rog, economică, nu mai avem tractoare noi la ora actuală, nu mai facem nici tractoare, dar să concesionăm de undeva tractoare și să dăm producția în loc. Fiindcă țăranul nu are cu ce plăti la ora actuală. Și în felul acesta, eu cred că ar trebui să dezvoltăm niște asociații agricole, un fel de unități agroindustriale. Să nu-și mai vândă omul produsul brut, să-și vândă produsul finit, cum face țăranul german. Țăranul german face din porcul lui cârnat, face din porcul lui slănină, face din porcul lui ce dorește și îl vinde ca atare pe piață. Nu mi-l dă mie de la crescătorie să-l valorific numai eu, cum vreau eu. Valoarea produsului astfel făcut crește esențial. Și eu cred că asta trebuie să fie politica care trebuie să o ducem noi vis-a-vis de proiectele de viitor. Noi avem proiecte ARD-ul din multe puncte de vedere. Dorim să scădem cota unică de la 16% la 12%, dorim să creștem salariul minim pe economie, dorim și vom avea. Și dorim, în primul rând, să aducem în colegiu, eu cel puțin, doresc să aduc și investitori străini care să valorifice prin toate mijloacele potențialul economic al acestei zone unde candidez. Bun, vă mulțumesc. Haideți să mai discutăm încă două minute fiecare. În legătură cu acest subiect, am două întrebări suplimentare. Mai exact, aș dori să aflu și cei care se uită la telefon, la televizor, cu siguranță sunt interesați, ce anume veți intenționa să faceți dacă după data de 9 decembrie veți ajunge în Parlamentul României. Primele trei măsuri, primele trei proiecte pe care le aveți în vedere să le propuneți spre dezbatere sau doriți să faceți pentru comunitățile pe care urmează să le reprezentați. Și mai ales ce garanții puteți oferi în calitate de politicieni că proiectele dumneavoastră, că ceea ce doriți dumneavoastră să faceți se va realiza.
Haideți să-mi dați posibilitatea să comentez puțin ceea ce s-a discutat până acum. Deci, eu credeam că avem o dezbatere constructivă, dar când acolo avem o demagogie politică, nu pot fi de acord cu așa ceva. Și dacă această demagogie continuă, am suficientă treabă să mă ocup de altceva. Deci, referitor, hai să lămurim lucrurile. Un parlamentar este reprezentat dumneavoastră în Parlamentul României. Parlamentul României, să fie clar pentru toată lumea, este puterea legislativă a statului. Deci un parlamentar a ajuns în Parlament, dacă face parte din grupul care are guvernul, deci a ajuns la putere, are poziția de a vota legile ca să transforme programul politic al guvernării în realitate, iar ceilalți din opoziție, dacă au obraz, toate legile care ajută la dezvoltarea României le votează, iar atunci când guvernul își uită de regula democrației și uită că începe să plutească, să fie deslipit cu picioarele de pământ, atunci, prin intermediul mediei și prin tot ce poate, cu oameni de valoare, ca să poată să discearnă toate hoțiile din spatele acestor mecanisme, să ia atitudine ca această forță să poată să-i aducă pe drumul cel bun. Aduceți-vă aminte de perioada războiului rece, atât timp cât Uniunea Sovietică și cu SUA erau forțe echilibrate, în lume a fost pace. În momentul când balanța s-a rupt, a început războiul. Așa și aici. Trebuie ca în Parlamentul României să existe un echilibru de forță. Unii conduc, alții sunt în opoziție. Dacă conduc bine, vor conduce în continuare bine. Dacă conduc prost, se poate fi răsturnați. Eu vreau să vă dau un exemplu de sfidare. De exemplu, astăzi mie la Târgu Frumos mi s-au tăiat bannerele. Asta este o dovadă că deja a început dictatura în România. Este inadmisibil așa ceva. Poliția locală m-a urmărit 3 ore cât am stat în podul lui. Cum am plecat, mi-a tăiat bannerele. Deci nu se face așa ceva. Dar nu asta am vrut să spun. Asta este un fleac, îl lămuresc eu cu Sorin după emisiune și o să luăm măsurile care să cuvin amândoi. Nu vreți să sugerați că am tăiat eu bannerele? Am fost la 4 meciuri de fotbal. Nu, ferească Dumnezeu. Nu. Deci am spus-o ca fapt pentru că erau. Profesorul Fătu are dreptate. Toată clasa politică după 90 este vinovată, fără niciun fel de discuție. Avem o țară cu 7 miliarde de dolari în cont, suntem o țară datoare cu 35% din PIB-ul României. 150 de miliarde de euro este produsul bugetul României. Da. Deci, vă dați seama care este raportul între ceea ce am fost, și nu vorbesc de nivel de trai, care era la 100 de dolari și acum nu știu dacă este 150 de euro. Deci ăsta este progresul care l-am realizat. Și atunci, haideți să trecem pe măsuri concrete. Plecând de la ideea că care sunt sarcinile parlamentarului, spunând una din ele, aceea de afaceri. A doua sarcină, parlamentarul este reprezentantul dumneavoastră în Parlament. El are obligația să vă asculte, să vă știe dorințele. Oameni buni, stând de vorbă cu dumneavoastră, eu am făcut foarte multe legi. Am găsit o cărăruie și cărarea am transformat în drum, adică am făcut o lege. Ăsta este procesul legislativ. Fiecare parlamentar trebuie să întâlnească cu dumneavoastră. Întrebați-i pe parlamentar, de câte ori v-au călcat comunele în 4 ani? Vă spun eu că am umblat acum în zona asta, nu prea ați văzut la față. Iar alții să spun că vreau să fiu și eu, că n-am fost. Nu, domnule, știi carte, ai forță de muncă, știi să vrei să faci pentru cetățean, faci. Asta trebuie să fie voința. Acum, Sorin Lazar a răspuns un lucru extraordinar. Are toată stima pentru administrația locală. Și eu am, la fel ca și el. El a făcut parte din această tacmă, ca să definesc așa, tot metaforic, ca să nu mă înțeleagă. În sensul bun al cuvântului, dar înțeles. Să mă înțeleagă, deci am precizat, dar asta nu cumva să mă înțelegi ca data trecută cu hoțe și gvardiști, știi, hai duce la drumul mare. Am glumit, bineînțeles, am făcut o metaforă. Deci, de data aceasta, în ce constă? N-am reușit încă să scoatem o lege a lobby-ului. Lobby-ul nu înseamnă trafic de influență. Eu, senator, viitor senator pe Colegiul 2, cu cele 29 de comune și 2 orașe, le-a spus foarte bine domnul Sorin Lazar.
Așa. Eu, prin relațiile care le-am cu toată clasa politică, pentru că eu îi cunosc pe toți, îl iau frumos de braț și îi spun, domnule primar, pe problema Cutare te pot ajuta eu. Am discutat cu ministrul Cutare, avem audiența amândoi, pentru că nu stăm călare pe ministrul, că el are de alte treburi, nu stă la dispoziția fiecărui parlamentar, dar, bine vorba aia, ești acolo, e o relație totuși între Parlament și Executiv, vă rog frumos să mă primiți la audiență. Și îl prezint pe primar, îi susțin și eu cauza și importanța măsurii respective și atunci asta înseamnă adevărat lobby. Și în acest fel, aducându-i bani la primărie, eu vă servesc pe dumneavoastră. Rolul parlamentarului nu este nici de a vă face drumuri, nici de a vă face canalizație, nimic. N-are niciun atribut. Atributul are administrația locală, administrația județeană și așa mai departe. Deci ăsta este adevărul. Cine vă promite că vă face minuni, vă minte, stimați ascultători, telespectatori, vă minte efectiv. Atât se poate face. Dar asta, a sta de vorbă cu dumneavoastră și a vă vedea necazurile, este o obligație esențială. E unul, în momentul în care mă veți alege, cel puțin o zi pe săptămână voi sta într-o comună. Cel puțin o zi pe săptămână. Va fi sâmbătă, va fi duminică, asta în mod obligatoriu. Poate va fi vinerea, pentru că spunea colegul meu că de luni până joi totuși trebuie să fie la Parlament și la Parlament vreau să vă mai spun un lucru. Dacă ești președinte de comisie, dacă ești secretar de cameră, acolo ai treabă, ai de muncă. Că cei care n-au o responsabilitate vin și pleacă și se interesează de program ca să o șteargă. Stați că mai vreau să spun ceva. Pe mine acest lucru, că am vrut să responsabilizez toți parlamentarii, m-a costat, dacă vreți, o plecare dintr-un partid care mi-a rămas la suflet și mi-este încă drag și acum. Bun, mulțumesc, domnul Lazar, vă rog. Deci, aș răspunde direct la întrebarea dumneavoastră, care sunt primele trei priorități, imediat după recăpătarea, reînnoirea mandatului. În mod firesc, este legea 215 administrației publice locale, cu ea am lucrat constant și acum lucrăm cu ea acum la comune, la orașe. Ea trebuie un pic actualizată, armonizată cu realitatea pe care o trăim cu toții, astfel încât să statuăm mai clar care este relația între primar, Consiliul Local, prefect, primar, Consiliul Local, Consiliul Județean. În mandatul viitor, cred că vom asista la, în mod cert, la modificarea Constituției României, la punerea bazei pe regionalizare. Ori în acest context, eu trebuie să fiu cel și îmi propun acest lucru, să știu exact, clar, unde se delimitează, unde este zona de frontieră între atribuțiile autorităților locale și ale celorlalte autorități. Este una din misiunile mele, pentru că viața de primar, să știți că nu este ușoară, nu este foarte bine plătită. El este un fel de moașă comunală căutat și de lunea până duminica, la orice fel de problemă se întâmplă acolo. Și noaptea. Ori ar trebui, la un moment dat, n-am găsit până acum niciun fel de ecou favorabil la niciun din cei care au condus România, să încercăm a le acorda primarilor un drept care este acordat și altor persoane angajate, să le recunoaștem dreptul la vechime. Că o fi 5%, că o fi 10%, cât o fi el acolo, în funcție de vechimea în câmpul muncii pe care o are fiecare. Al doilea lucru care mă interesează este cel legat de legea de organizare și funcționare a poliției locale. Făcând posibilă o conlucrare mai bună, mai eficientă între Poliția Națională și Poliția Locală. Sunt zone care au atribuții comune. Atunci când treaba merge bine, este a unea, când treaba merge prost, nimeni nu răspunde. Ori acest lucru trebuie să dispară. Și un lucru care le-ar acoperi pe toate, al treilea, este vorba de o repartizare nu preferențială, ci echitabilă, a fructelor bugetare către comunitățile locale. Pentru că ne-am învățat să ne derobăm de la centru, de tot felul de atribuții, de spitale, acolo unde le-am desfințat și altele asemenea, le-am dat autorităților locale, însă în exercitarea atribuțiilor suplimentare pe care le-am dat lor, nu, aceste atribuții nu le-am dublat și cu resurse. Și știu că voi reuși să fac acest lucru, pentru că oamenii au încredere în mine. Și știu
că voi face parte și fac parte dintr-o alianță care va conduce România în următoarele 4 ani. Bun, vă mulțumesc, domnule Fătăvărul. Deci, eu sper să fiu ales în Colegiul Senatorial numărul 2 și știm cu toții, nu vorbim demagogie. Ce am spus până acum nu este niciun fel de demagogie. Știu și eu că Parlamentul este puterea legislativă, dar dacă este legislativă să dea lege în favoarea oamenilor și nu în favoarea diverselor grupuri. Apoi, ce voi face eu exact în colegiul în care candidez? Că asta mă interesează în primul rând. În primul rând, voi căuta, așa cum am precizat anterior, să aduc investitori străini. Voi sprijini toate primăriile cu posibilitățile mele, cu intervențiile mele, oriunde e posibil, pentru ca să facă o infrastructură corespunzătoare. Nu se poate să mergi la Focuri să te nămolești. Nu se poate să mergi la Hărmănești să te nămolești. Și tu cer votul de la acești oameni. La Hărmănești e asfalt. Da, mă rog, la Hărmănești e asfalt. La Focuri nu e asfalt. La Focuri nu e asfalt. Nu. Și spre podul Iloaie nu este asfalt. Cunosc foarte bine zona respectivă. Poate am făcut o confuzie așa inutilă. Dar nu asta este important. Să facem peste tot să fie asfalt. Pentru că există proiecte europene, dacă noi ne-am preocupat și am sprijinit conducerile locale, așa cum spunea domnul Sorin Lazar, în obținerea de proiecte europene ar reveni banii aceștia pe care noi îi trebuie să-i luăm de la comunitatea europeană. S-au suspendat din nefericire la ora actuală. Avem de luat 30 de miliarde nerambursabile. De fapt, sunt banii pe care noi românii i-am plătit. Și acești bani nu trebuie să știm, să-i chipsuim, să-i aducem în drept? Știți câți bani am adus noi de-a lungul timpului de la comunitatea europeană? Ceva de ordine 2-3 miliarde de euro. Păi este foarte puțin pentru necesitățile acestei țări care dintr-o dată s-a trezit într-o comuniune largă, foarte importantă pentru România. Dar noi trebuie să contribuim prin tot ceea ce facem. De-aia ne ducem și cerem votul oamenilor. Nu pentru ca să ne așezăm pe scaunul de parlamentar acolo, să ne legăm cu ață de el și să nu mai plecăm niciodată de acolo. Este o chestiune care este foarte importantă. La un moment dat am văzut prin presă moștenire așa, din tată în fiu, și așa mai departe. Nu se poate. Unde ne trezim? Unde este democrația? Prin relațiile care le căpătăm datorită poziției de parlamentar la un moment dat, noi ne facilităm alte avantaje pentru membrii noștri de familie sau pentru prietenii noștri. Sigur că e frumos să-ți ajuți familia și să ai grijă de ea, dar să ai grijă și de ceilalți. Bun, vă mulțumesc, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. De 20 de ani, acești indivizi, azi e tu felia asta, eu iau mâine felia elaltă și tot așa, toți vor să ciupească câte un pic din el, indiferent unde și de ce. Sloganul nostru electoral, întâi cetățeanul, și după aceea ales ciolan sau de os. Cu sprijinul parlamentarilor noștri, Iașul va deveni cu adevărat o capitală regională a României. Pe 9 decembrie, vă rog, votați candidații USL, pentru că USL iubește Iașul. Microfermele sunt o soluție rapidă de creștere pentru agricultura noastră. O România puternică trebuie să ofere micilor fermieri un cadru optim de activitate economică modernă. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL. USL iubește Iașul. Bun, am revenit din nou în direct. Invitații mei din această seară sunt domnul Traian Dobre, candidatul PPDD pentru Senatul României în colegiul numărul 2, domnul Sorin Lazar, candidatul USL pentru Senatul României în colegiul numărul 2 și domnul Constantin Fătu, candidatul ARD pentru Senatul României în colegiul numărul 2. Bun, pe finalul emisiunii, domnilor, vă invit să discutăm și cel de-al patrulea subiect și anume
Care ar fi motivele pentru care alegătorii ar trebui să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe competitorii dumneavoastră? Domnule Dobre, vă rog. Deci, sunt cele trei direcții pe care le-am spus. Știu ce trebuie să fac, pot ce vreau să fac și vreau să fac ceva pentru dumneavoastră. Apropo de cele trei probleme care le-am spus înainte de a face legi, de a face lobby și de a sta de vorbă cu electoratul tot timpul și a rezolva problemele, am o lege de suflet pe care vreau să vă spun. Eu din 2008 până acum n-am mai fost deputat, după trei mandate. Vreau să vă spun că pentru mine a fost excepțională această pauză, pentru faptul că la un moment dat mă ridicasem și eu cu picioarele puțin de pământ. Nu departe, dar trebuie să recunosc, măcar un milimetru eram și eu în aer. Văd lucrurile cu totul altfel. Vreau să vă spun că în perioada în care nu mai sunt, am simțit un alt respect față de al semnilor mei față de mine. Și prima lege care am să o fac este ca nimeni în România să nu mai poată ocupa decât două mandate succesive, indiferent de ce este. Pentru că, revenind chiar și la un primar, poate să fie el excepțional, e foarte bine ca la un moment dat să facă o pauză. Și dacă a fost atât de bun, lumea îl va stima și îl va realege. Pentru că, în acest sens, ai posibilitatea, în 8 ani ai timp să-ți faci programele și tot ce este. Dar, la urma urmei, nu suntem de neînlocuit, nu suntem bătuți în cuie și atunci, în mod cert, se produce o primenire a clasei politice. Referitor de ce trebuie să mă aleagă, v-am spus pentru ce și al doilea, după aceea, experiența mea, care este o experiență deosebită, ar fi păcat să nu o valorific într-o perioadă de criză. Dacă n-ar fi fost această criză economică colosală și care ne poate costa, ne poate costa grav, nu numai pe noi și întreaga Europa și nu numai, poate aș fi stat cu minte, dar nu pot să stau cu minte, nu pot să îmi văd de treburile, numai ale mele, când lucrurile sunt deosebit de complicate. Iar știința mea de carte și experiența mea vreau să o valorific. Bun, mulțumesc, domnule Lasă, vă rog. Deci, o scurtă observație, ce spunea domnul Traian Dobre, nu poți limita de la Constituție numărul de mandate al primarului. Ați auzit, domnilor primari? Da, nu l-am doar la două. Spăcere. Doar la două. Da. L-am spus și al parlamentarilor numai. Și am spus foarte clar, după aceea când... De ce ești de rău, Sorine? N-am intervenit. Dar nu ești corect. Nu am spus acest lucru. Eu am spus în felul următor. Și după aceea poate fi reales din nou. Am spus clar. Deci acolo, i-am spus acolo, pentru premenirea clasei politice. Tu vrei să-ți ridici primarii în cap? Nu e sportiv. Nu. Gata, am terminat-o. Cine este pus să candideze, să câștige, de câte ori poate să candideze? Da, de acord. Nu e vorba de o restricție. Pentru președinte. La urma urmei, va fi o propunere legislativă, dacă va trece, bine, dacă nu. Nu eu decid. Este o dorință a mea. Cunosc și o sumedenie de primari în țară, de stoinici, sincer, mi-ar părea rău ca la conducerea anumitor comunități locale să nu mai fie ei. Pentru că au demonstrat că pot face performanță și amintesc că aici primarul de la Ione Culce, sunt pot aminti aici primarul de la Bălțați și alții. Eu le spun primarul de viață. Bă, totuși, a exploatat o chestie, eu am plecat cu un gând nobil totuși, și de ce vreau să merg care în continuare? Se ducă la progres și tu îi exploatezi. E treaba ta. De ce vreau să merg în continuare? La urma urmei, telespectatorii ne observă și văd care poate să judece. De ce vreau să merg în continuare? Pentru că am 46 de ani. Am fost, sunt și voi rămâne în continuare energic, sunt un om politic de tip nou, care abordează relația cu concitadinii, cu cetățenii, altfel decât până acum. Și plus de aceasta, probabil că sunt printre singure care atunci când spune județul Iași, nu spune doar municipiu. Se gândește și la județ, la cei de la marginea județului, și de la Răchiteni, și de la Alexandru Ioan Cuza, și din alte colțuri ale județului, care sunt văzuți, din păcate, doar atunci când cineva are interes să obțină o funcție prin votul lor. Ok. Bun, și vezi odată la patru ani când le cer votul. Vă rog, domnule, ca să răspund la răutate. Deci, da. Eu am ascultat pe cei doi interlocutori, fiecare să ține punctul de vedere. Sigur că îmi crește inima. Da. Eu sunt un om dinamic din toate punctele de vedere. De vreme, sunt decanul de vârstă al acestor competitori.
numărul cine cu vârsta mea, a fost o vârstă frumoasă în care am luptat pentru binele oamenilor și fiindcă iubesc oamenii, este unul dintre motivele care mă determină să candidez, pentru că eu vreau să fac efectiv ceva în slujba acestor oameni. În altă ordine de idei, reprezint o alianță care este foarte bine văzută de comunitatea europeană, Alianța România Dreaptă. Asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțeleagă cetățenii noștri atunci când vor pune ștampila de votat pe Alianța România Dreaptă. Simbolul nostru este inima. Inima este motorul omului, inima este motorul care va reporni România și o va duce acolo unde trebuie. Sunt convins și voi da raportul cetățenilor care mă vor vota la 6 luni despre ceea ce am făcut. Sigur că voi fi de fiecare dată în mijlocul lor. Asta în mod indiscutabil. Eu vreau să redeschid spitalul de la Târgu Frumos, ceea ce au promis și Alianța actuală de la guvernare și n-au făcut-o până la ora actuală. Vreau să vin în ajutorul oamenilor pe plan medical, asta în mod indiscutabil, dar vreau să vin în ajutorul oamenilor, sigur, împreună cu administrațiile locale, indiferent de culoarea politică, pe mine nu mă interesează culoarea politică a omului, ci ceea ce trebuie făcut și dacă e făcut spre binele cetățeanului care ne dă acest mandat de a-i reprezenta în Parlamentul României. Dumnezeu să fie alături de oameni, să le dea sănătate, în primul rând, care e cea mai bună decât toate. Și înțelepciune, da. Bun. Și înțelepciune. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Am fost onorat de prezența dumneavoastră. Vă aștept și la celelalte emisiuni de dezbateri. Mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O seară frumoasă în continuare. De 20 de ani acești indivizi, azi e tu felia asta, eu iau mâine felia elaltă și tot așa, toți vor să ciupească câte un pic din el, indiferent unde și de ce. Sloganul nostru electoral, întâi cetățeanul, și după aceea ales ciolan sau de os. Cu sprijinul parlamentarilor noștri, Iașul va deveni cu adevărat o capitală regională a României. Pe 9 decembrie, vă rog, votați candidații USL, pentru că USL iubește Iașul. Microfermele sunt o soluție rapidă de creștere pentru agricultura noastră. O Românie puternică trebuie să ofere micilor fermieri un cadru optim de activitate economică modernă. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL. USL iubește Iașul.